Academia Română organizează la inițiativa Secției de Științe Istorice și Arheologie în data de 28 noiembrie 2012, începând cu ora 10, în colaborare cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, în aula magna a Academiei Române, sesiunea omagială 150 de ani de la nașterea lui Vasile Goldiș. Pentru prima dată în aula Academiei Române se va omagina personalitatea celui care a fost un om deosebit, cel care a realizat cel mai important act din istoria postmodernă a României, unificarea provinciilor românești într-un stat unitar. Pentru prima dată, Academia Română îl omagează, îi comentează opera pe care a scris-o, fiind cunoscut faptul că Vasile Goldiș a fost primul membru al Academiei original din părțile Aradului. La evenimentul excepțional de maximă importanță pentru națiunea română vor participa membrii ai Academiei Române, cercetători științifici, personalități marcante ale vieții culturale din țară și străinătate. Delegația Universității de Vest Vasile Goldiș este condusă de profesor universitar dr. Aurel Ardelean, președintele universității, din care fac parte cadre didactice, studenți, masteranți, doctoranți și membrii ai Asociației Absolvenților Universității de Vest Vasile Goldiș, alumni. Aducem mulțumiri conducerii Academiei Române pentru faptul că ni s-a oferit acest prilej de a prezenta personalitatea marelui patriot român în aula Academiei, de a se cunoaște contribuția la acest act de mare unitate națională, de a se cunoaște contribuția la organizarea învățământului superior românesc în perioada când a fost ministru al culturilor și instrucțiunii publice. La eveniment se vor susține comunicări științifice realizate de cadrele didactice ale universității. Vor fi susținute două comunicări de către domnul președinte al universității, profesorul universitar Aurel Ardelean și subsemnatul, și se va lansa un volum omagial, Vasile Goldiș, 150 de ani de la naștere, un volum apărut la editura Academiei Române, un volum deosebit de valoros pentru că pune în valoare contribuția pe care Vasile Goldiș a avut-o la realizarea Marii Uniri. De asemenea, din delegația noastră vor face parte și studenți și alte case didactice, iar cu acest prilej vom mai lansa un album fotografic realizat de colegul Virgil Gireghe și subsemnatul, care cuprinde întregul proces de realizare a statului național unitar român, culminând cu momentul 1 decembrie 1918. Manifestarea va debuta cu un film documentar realizat în studioul Goldiș TV din cadrul UVVG, dedicat marelui patriot român Vasile Goldiș, iar la finalul sesiunii vor fi acordate prezidiului Academiei Române și altor personalități brevetul și medalia jubiliară de aur Vasile Goldiș, 150 de ani de la naștere.